compusă din alegătorilor. Și aș vrea să dăm drumul la ordinea de zi, ca doamna profesor să prezinte pe scurt, doamna, ce aveți de spus, după care ne se intrăm în problemele noastre. Bună ziua! Numele meu este Elena Hovăruci, de profesie sunt expert contabil și sunt lector în cadrul Centrului de Formare Regională a Salariaților din Administrația Publică Iași, aflat sub autoritatea Agenției Naționale a Funcționarului Public. În această calitate aș vrea să vă prezint câteva informații privind cursurile organizate de Agenția Națională a Funcționarului Public prin programele sale. Centrul de Formare Regională de la Iași, deoarece conform legislației organizează cursuri doar în parteneriat cu agenții economici, noi avem cel mai, alături de noi, pe cel mai avizat partener, ziceam de exemplu, sau din Iași, care este partenerul nostru în organizarea și stabilirea unui program de lucru pentru cursuri privind standardele și sistemele de control managerial intern în administrația publică. Să știi că soluția nu este... Ok, aveți și Maria, eu știu mai mult administrații locale, că nu e evident. Soluția, până la urmă, că tot e una de tip, că vorbim de sindicate, de sindical. Întăriți organizația voastră. Ce spunea Miron mai devreme, că voi trebuie să întăriți cât se poate de clar mecanismele în interiorul Asociației Comunelor din România, este o realitate. Și eu aici solicit cât se poate de clar o colaborare foarte strânsă cu mine, cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene. Pentru că eu mă întâlnesc mult mai des cu factorii responsabili. Deci am impus și o să mai impunem în continuare, pentru că perspectiva regionalizării e una frumoasă, dar ea trebuie urmată de fapte și de soluții. Și atunci, tot ce va însemna proces de descentralizare, nu va mai însemna atribuții fără pârghii și fără resurse.